Bun găsit! Astăzi vom prezenta aplicația Jamboard, o aplicație foarte utilizată în procesul didactic. Sunt profesor Mândița Baias și să trecem la treabă. Ne autentificăm cu contul Gmail. Vă spuneam că acel cont de școală ne oferă acces la mai multe aplicații. Accesăm aplicațiile din colțul din dreapta sus. Vom identifica aplicația Jamboard. Odată ce am intrat în aplicație, putem identifica teme abordate anterior, din colțul pe care am lucrat cândva. Din colțul din dreapta jos, de la plus, vom deschide o tablă nouă. Observăm table deschise anterior. Avem tabla nouă. Observați ce opțiuni avem de lucru pe ea. Odată deschisă tabla, putem scrie pe ea. Pentru a scrie, avem nevoie de o tabletă grafică sau putem scrie cu ajutorul mouse-ului. În procesul didactic, la lucrul pe tabla digitală, avem nevoie de această tabletă grafică. Este un obiect foarte util. Culoarea cu care putem scrie pe tablă o putem selecta din bara aflată în stânga. Avem la dispoziție 6 culori. De asemenea, avem la dispoziție diferite instrumente de scris, de diferite grosimi. Observați urmele lăsate de instrumentele de scris. Al doilea buton din bara din stânga este radiera. Poate fi folosită. Ea poate șterge porțiuni mici din textul scris. De asemenea, putem folosi pentru a șterge tabla în totalitate butonul Clear Frame pentru a șterge toată tabla, așadar. Un alt instrument pe care îl vom descoperi în bara din stânga este cel al etichetelor. Acestea au diferite culori. Pe aceste etichete se poate scrie cu ajutorul tastaturii. Am scris un mesaj pe care îl vedeți. Exercițiul cu etichete colorate este foarte util în lucrul colaborativ pentru același proiect. Și pot folosi utilizatorii etichete de culori diferite. O facilitate foarte importantă este cea prin care putem încărca pe tablă imagini. Ele pot fi importate din calculatorul propriu, de pe internet sau din Drive. La încărcarea imaginilor de pe internet trebuie să fim atenți la drepturile de autor. O indicație specială aici aș aminti. Putem încărca fotografiile trimise de copii ca răspuns la teste și putem corecta în felul acesta testele, notând pe ele ceva, ce dorim să le spunem copiilor. Observați, găsesc de unde să încarc imaginea, caut de unde să încarc imaginea. Am încărcat o imagine din calculator, am încărcat o imagine de pe internet. Putem insera diverse forme, de asemenea, forme prestabilite. Aceste forme pot fi modelate, pot fi trase sus, jos, stânga, dreapta. Ele pot fi colorate în mod diferit, pot fi umplute de culoare. Un alt buton important este caseta de text. În această casetă de text putem scrie cu ajutorul tastaturii, cu culori diferite, cu fonturi diferite, observați cum se pot face alegerile. Alegem fonturi mai mari, mai mici. Putem mări caseta, o extindem pe ce suprafață dorim să apară ea. Această casetă de text o putem edita, așadar, o putem dubla, o putem multiplica, o putem de asemenea șterge. Uitați, am dublat caseta de text. Pentru a arăta ce dorim să prezentăm pe tablă, putem folosi laserul. Acesta va lăsa o linie care va dispărea treptat.
Se poate schimba dimensiunea tablei, observați, la dimensiune de 63% sau 25%, 200%, în funcție de cum dorim să ne apară tabla noastră și cum să o vadă elevii. Avem de asemenea opțiunea să alegem un fundal stabilit pentru scopul prezentării noastre și observați, putem alege linii de caiet, putem alege spațiu punctat, putem alege pătrățele, este preferata mea, putem alege culorile, de asemenea culoare albastră. E frumos descris pe tablă de culoare albastră, mai ales dacă vom scrie cu culoare albă, ca și cum am fi în clasă. Fundalul poate fi chiar o imagine pe care dorim să o prezentăm. Pe ea putem scrie și vom scrie. Am scris cu ajutorul tabletei grafice, deci am scris un text, am scris cu ajutorul tastaturii. Ceea ce vă spuneam, că dacă încărcăm un test al unui elev, putem să-i facem notații pe acesta. Tabla noastră poate fi distribuită. Cei cărora le permitem să vină la tablă pot edita sau pot doar să vadă ce este pe tablă. Putem salva ce am lucrat pe tablă în format PDF sau JPEG. Putem denumi, putem șterge, putem face copie a acestei table. Observați. Câteva setări de securitate. Putem deschide de asemenea tabla direct din întâlnirea pe Meet. Deci putem accesa Jamboard în timpul unei întâlniri pe Meet. Linkul unde va putea fi accesată tabla va apărea în chat și elevii pot intra dacă noi le dăm această permisiune. Uitați, am intrat pe Meet, am accesat opțiunea Jamboard, pot să deschid o tablă nouă sau pot să aleg o tablă utilizată anterior pe care o găsesc în Drive. Deschidem o tablă nouă sau accesăm deja una utilizată. Regăsim tabla pe care am lucrat mai înainte, o vedeți, o putem reutiliza. Vă urez mult succes în procesul didactic!